Ne-am reîntors alături de următorul nostru invitat. Îl salutăm și spunem bun venit lui Virgil Lămănescu. Bine v-am găsit. Bună dimineața. Bună dimineața. Așadar, ai venit cu tot felul de vinuri, ba roze, ba albe. Asta pentru că discutăm despre cum ar trebui consumate ele în sezonul de vară. Fie că vorbim de un pahar de vin la buza mării, fie că vorbim de un pahar de vin la o petrecere pe plajă sau seara. Cum le consumăm, cât, în ce combinații, dar și în ce pahare, pentru că și aici este important. Dacă tot ne aflăm la piscină și este moda aceasta sezonului, a consumului de băuturi în sezonul estival, să știți, consumul la nivel mondial este axat, mai ales în perioada verii, este axat pe vinurile albe și vinurile roze. Vinurile roșii sunt băgate un pic așa la pivniță și sunt lăsate pentru toamnă, deși și ele în perioada estivală se consumă, dar cu precădere seara, pentru că sunt vinuri foarte grele și atunci vom resimți. E un trend acum, e adevărat că trendul, mai ales al vinurilor roze, nu a venit din România. Din păcate nu am inventat noi acest lucru. Vinurile roze, ca și origine, sunt provenite din zona Provansului. Și de acolo toată această nebunie și toată această modă, consumul vinului roze în perioada verii. Este de altfel și primul vin care iese din perioada de vinificație mult mai rapid, este dat pe piață mult mai repede. Se consumă proaspăt, se consumă în primul până la al doilea an. Sunt și vinuri roze mai vechi, evident, dar indicația noastră este să le consumăm în primii 2 ani de viață. Pare a fi o combinație între cel alb și cel roșu, nu? Da, mulți mă întreabă din ce e făcut vinul roze, din struguri alb cu struguri roșii. Nu, este făcut din struguri roșii, vinificați în roze. Cum ar trebui consumat acest vin roze? Parte a zilei, cu precădere? De obicei, consumul de vin, dacă nu vorbim de șampanie, este după prânz, dar având în vedere că ne aflăm la mare, am putea să-l consumăm și la prânz, după masa sau în timpul mesei de prânz, și după aceea e liber la consum, fiecare cât poate, dar cu moderație, evident. Virgil, de altfel, vreau să te întreb că am văzut foarte mulți oameni care atașează sau pun în vinul roze acele băuturi carbogazoase. Este greșit să combinăm vinul? Să știți că este, dacă vorbim de vinurile de calitate, da, nu e, noi profesioniștii nu recomandăm amestecul de vin cu apă, deși el la origine este un obicei provenit din Grecia antică, în care filozofii amestecau vinurile cu apă ca să nu-i tulbure foarte tare în seile filozofice. Până la urmă vorbim de acel șpriț de vară. Vorbim de acel șpriț de vară pe care noi nu-l recomandăm, dar până la urmă este dreptul fiecărui consumator să-și facă singur proporția sau amestecul de vin cu apă sau apă minerală. Obiceiul tot de la francezi a venit pe malul mării, ca să nu îi fure atât de tare concentrația alcoolică a vinului, îl diluau cu apă și atunci, evident, moda aceasta foarte așa cu apă, cu apă, cu apă, dar cu acele băuturi carbogazoase, nu, cu sucurile? Nu, sub nicio formă. E păcat de vin și de munca oamenilor să stricăm cu până și cu apă. Bun. Păi haide să le luăm așa pe fiecare și să ne prezinți când, cum ar trebui băute și ce pahare să folosim. Bine, dacă tot suntem în perioada aceasta caldă, am ales astăzi să vorbim despre vinuri albe și vinuri roze. Folosim același tip de pahar pentru amândouă, și anume paharul de vin alb. Este polivalent, poate fi folosit și la vinurile albe și la vinurile roze. Dacă nu avem cu ce să ne descurcăm, la roșu îl putem folosi în cazuri excepționale, dar noi ne recomandăm să nu. Cantitățile, să știți că nu trebuie să fie, mai ales la mare sau undeva pe marginea piscinei, nu trebuie să fie foarte mari puse în pahar. Trebuie să ajungă la un maxim 150 de ml pentru ca vinul să ne rămână proaspăt și în primul rând rece, evident. Adaosul de gheață iarăși nu este indicat, pentru că vom strica calitatea vinului cu un adaos de gheață. E bine să bem, să consumăm vinul cât mai curat, simplu, fără niciun fel de adaos. Cum trebuie să îl consumăm cu exactitate, în ce parte a zilei, în ce context, dar și cu ce feluri de mâncare ar trebui asociate aceste vinuri? Comentăm totul după o scurtă pauză de publicitate. Ne-am reîntors la Sarmatinală, e pe Val, alături de Virgil Mănescu. Continuăm discuția cu și despre vinul și spun cu, pentru că Virgil deja și-a pus un pahar de vin roze. Da, nu l-am pus pentru a-l consuma, l-am pus pentru pentru demonstrație. Da, pentru demonstrație, evident. Când mergem la restaurant și cerem un pahar de vin, sau nu neapărat la restaurant, dar când ni se oferă un pahar de vin, de cele mai multe ori, pentru că așa trebuie și așa este eticheta, ospătarul ne pune puțin pentru degustare și ne pune să-l probăm. Da, să știți că degustarea vinului se face la toate tipurile de vin, mai puțin la șampanie.
dar se face pentru a vedea că vinul într-adevăr are caracteristicile potrivite. Noi și... suntem necunoscători. Cum ne dăm seama și cum îi spunem ospătarului că da, ăsta e vinul pe care îl vrem? Sau adică la ce să bun? Fim atenți? Prin exercițiu. Prin exercițiu, ăsta e primul. Nu ne supărăm. Să știți că primul semn în degustarea aceasta a fost făcută pentru a simți mirosul de dop. Să vedem dacă sticla nu cumva are vreun defect de dop și atunci o vom refuza. Sau dacă vinul nu corespunde. Deși noi suntem obișnuiți cu un vin pe care îl luăm zi de zi sau de fiecare dată la restaurant și odată se întâmplă să nu se potrivească, să nu fie ce trebuie, atunci putem să-l refuzăm. De exemplu, la bere există un consum recomandat de către specialiști, da? La bărbați 660 de mililitri, iar la femei 330 de mililitri pe zi, ca să nu întâmpinăm probleme și să fie benefică pentru organism. La vin... Și la noi este, cel puțin la nivel național, avem un consum recomandat de vin și acesta este de 150 de mililitri pe zi. Ceea ce vă dați seama, românii obișnuiți încă din vremuri vechi cu vinul, e un pic cam dificil. Dar să știți că în Franța, prietenii noștri din Franța au un consum de 750 de mililitri recomandat de vin pe zi. Adică o sticlă? O sticlă, da. Wow. Virgil, de altfel, uite, vreau să te întreb, fiind foarte atent la pahar... Îl țin într-un mod diferit față de marea majoritate a oamenilor pe care i-am văzut cumva. Îl țin de picior, știți că noi suntem obișnuiți să-l ținem, mai ales dacă suntem așa mai într-un mediu mai neacademic, așa, îl ținem ca de cupă. Corp. Dar să știți că vinurile albe și vinurile roze au o mică cutumă, să spunem așa, sau problemă, trebuie să fie răcite ca să fie consumate și răcite bine. Adică între 6-8 până la 10-12 grade anumite vinuri, dacă vorbim de cele albe vechi sau baricate. Dar vinurile ar trebui să stea cel puțin albe și roze pe la o temperatură de 6-8 grade să putem să le simțim într-adevăr caracteristicile. Și pentru că tot vorbeam de temperatura lui, este greșit dacă într-un vahan cu vin roze, spre exemplu, punem mai multe cuburi de gheață? Da, noi nu recomandăm adăusul de gheață pentru că stricăm... O să facem o diluție de vin și nu mai simțim vinul la adevărata caracteristică. O să simțim o aromă de vin îndoită acum, cu gheață. Acum, dacă suntem pe plajă sau la piscină și este foarte cald afară, un cup, două... Nu merge, să știți că dacă vreți să consumați ceva, e bine să consumați apa sau orice altceva lângă, e bine să-l consumați pe acela cu gheață și să lăsăm vinului, trebuie să-i acordăm respectul cuvenit și atunci... Și practic ar trebui să-l ținem în frapieră până ajungem la temperatură, după aceea dacă simțim că s-a răcit foarte tare, îl vom scoate, dar la cât consumăm noi la mare, se termină. Hai să discutăm puțin și despre consumul acestor tipuri de vinuri și cu alimentația. Când le consumăm? Înainte de masă, în timpul mesei, după și dacă în timpul mesei, cu ce tip de alimente ar trebui ele consumate? Să știți că la consumul de vinuri, singurul vin ce este acceptat, să spunem așa, înaintea mesei este șampania, este un vin agitat. De altfel, este singura băutură acceptată de la începutul până la sfârșitul mesei. Dacă vorbim despre vinurile albe și vinurile roze, trebuie să le bem în timpul mesei și cam atât. Adică după aceea, dacă vrem să facem o zi mai lungă la piscină sau o zi mai lungă la plajă, putem să bem cât simțim nevoia sau cât considerăm. Virgil, de altfel m-ar interesa să știu ce este recomandat să consumăm pe timp de caniculă, vinul roze sau vinul alb? În ambele cazuri este bine, în cantități moderate, pentru că alcoolul nu face casă bună cu soarele. De aceea, dacă suntem la plajă, veți simți că după un pahar încep să ne ia amețeala. De ce? Pentru că temperatura instaurează mult mai repede în organism alcoolul. Și atunci e bine să consumăm moderat și, de altfel, un aspect foarte important în consumul de vin este ca consumul de apă să-l fie cel puțin egal, dacă nu dublu, consumul de vin. Deci la un pahar de vin consumat trebuie să bem minim un pahar de apă. În felul acesta, diluția de alcool ce intră în organism va fi mult mai redusă. Seara? De exemplu, cină? Seara, dacă nu ne mutăm pe șampanie sau spumant, putem să rămânem pe vinul roze, care francezii spuneau despre rozeuri că e așa o struță cămilă, că nu e nici alb, nici roșu și când nu ești hotărât, rozeul este cea mai bună soluție. Dar seara este indicat un pahar de vin roșu. Putem să începem la cină cu un pahar de alb sau un roze și după aceea să bem un pahar sau două maxim de vin roșu. Și ca o ultimă întrebare, Virgil, văd că ai adus aici o medalie sau ce să înțeleg? Nu, mulți spun că este scrumiera somelierului. Bine, nu este o scrumiera, este un tas de vin, se numește.
provine din Franța, Evului Mediu, în care somelierii sau chelarii, cei care păstrau cheile pivniței cu alimente, degustau vinurile. În primul rând pentru a vedea dacă nu sunt otrăvite, așa s-a născut acest obiect. S-a născut din encolpionul unui prelat al Bisericii Catolice din argint și în momentul în care punea o picătură de vin pe argint, se oxida imediat. Acum are un rol decorativ, este înmânat atunci când termin școala de somelier. Iar tu l-ai și l-ai primit cu succes. Virgil Mănescu, îți mulțumim tare mult pentru prezență. Mulțumim. Și te mai așteptăm cu mare drag și data viitoare la noi. Eu iau așa paharul ăsta de vin, nu gust din el, gustăm, dar vreau să el. Închid ochii așa și să-mi imaginez că sunt pe plajă în fața celui mai scump resort care există în Maldive. Wow. Vrei să mergem acolo? Hai să ne imaginăm.